Cel mai bun discurs pentru poporul român este umorul, pentru că îl întărește în lupta lui împotriva greutăților și a dușmanului. Semnat Părintele Stăniloae. Și am un bani genial, un doi țigan tata cu fiul în gară. Și fiul zice, tătic, luăm trenul, zice, nu mă cine. La seara se meargă discuți, le ieși și le de gândit. Codul de la municipal, de peste Dâmbovița, era codul Hodora. Stăteau ăia de la toți pinguinii care acum au vile și fonduri în Bruxelles și sunt europarlamentari sau nepoților, stăteau cu mescă de rafic și mai ce au ieșit să se față. I s-a dat foarte ca să tăie panglica și nu mergea foarte ca. Vă închipui ce s-a întâmplat, nu? S-a uitat de ce au ieșit cu doar și secretar general. La a tras panglica în stomac, așa. Și s-a dus singur pe pod. Pe pod, pe ton, acolo, cu marmă, așa, spăritat în apă și reflexul de copii de la țară, doamne, știi, și-a spus, a fost așa. E bun, tovarăș. El era pe Scârgeova, pe Curte. Zice, vizita în Spania, în Spania, tovarășul în care ai ce cu avionul și a venit un castravet în ăsta murat, să zică, tovarășul secretar general, dar tot mare, tot așa, că eu am văzut un activist brutos pe care l-a chemat Ceaușescu, era mereu de liceu, distanța era de aici acolo, Ceaușescu a făcut un deget așa, el fiind foarte gras, de mici, bere, de la Comisia Centrală, de așa, așa, trebuia să fugă, dar nu trebuia să se pierdă nici demnitatea și nici purta, și fugea așa. Dar era un burt, era ceva, un monstru mic, și s-a zis, frate, la lui a transferat, făcuse 18 km. Doamne, și a avut un spermatozoid ăsta mic și a zis că vreau să fie general, vreau să văd când atizează avionul, gardă de onoare și zic că buenos dias, prezidentos, și vreau să fie rezidenții cu buenos dias solar. Și am știut să uitat aici și a zis, tovarășe, eu nu trebuie treți, vreau să faceți tot ce se pasă. Să nu ne facem versul ăla în nebun. Am fost comitetul central în VC, un avion, în ședință, și după 10 minute, tovarășe, să fie general, am găsit scris pe manșetă. Cred că ne fi de toate televiziunile. Se face despartier cu bufer. În final, când s-a trezit, a zis că așa era mort de ucenie în ultimul an. Și s-a zis că era scris la cravat aici. Așa că nu merge. Avion. Buenos dias, president! Poliesteros! Domnul Ceaușescu, milițeanul noaptea pe stradă și un felinar bătea acolo o iarbă și în genunchi o plândă. Și zice, tovarășe, ce faceți aici? Ce să fac cu tine de ogodă? V-ați pierdut aici? Nu, trec locuri de aici cu mine. De patru ani, două blonde în mașină care mergeau și un alt trebuie bun, că nu vă supărați. Mașina, autobuzul ăsta noastră la care de lor, de ce nu? Și era altul, da, pe mine. Adică sunt pe mașina a doua. Doi mușuleți care erau în gară. Și zice, bă, nu, mere, mere. Nu, tu te duci și ia bilet, să duci acolo. Spune, domnișoară, dă-mi două bilete, aia, cu unde mereți? Și zice, dar ce te privește pe mine? Zice, cum mă privește? Trebuie să-ți spune mereți. Și asta întoarce total năucit. Face un summit de urgență cu celălalt și zice, măi, zici, nu mă stă unde mereți. E, te duc, mă sfert de oră, dar zic, tu mă. Domnișoară, două bilete, unde mereți? Și ne-a dat un răspuns colosal, a zis, la nuntă. Personal, George Cameron, Putin și Obama. Și George Cameron, în pauză, scoate un ceas mare, frumos, de aur, cu diamante, pe care scria lui George Cameron de la Barack Obama. Și Barack Obama și el, flatat, scoate un ceas de platină cu perle și scria lui Barack de la George Cameron. Și Putin îi privește pe amândoi cu ochii lui din viitor, așa, prin care trec divizii de tankuri. Și scoate un ceas super de aur, lucrare mai veche, nu mai veche, pe, numai că pe capac scria lui Lionel ce plătea de la care un text aduc. Când s-a dus moaște, viteza de depasare e asta. Sunt întâi oameni cu gestul meu, dar sunt și divizii întregi de bauri. Nu se merge mai departe. Ei, am văzut. Cine a depășit viteză? Era o țoapă din Parlament care să se pupe. Domnule, n-am văzut în viața mea aia, care era în față, cred că avea 87-97 de ani, i-a tras un toc în buntă, nu știe sus, plei, nu putea să-l dea cu forța asta. Și a zis, tu te dracu de aici, cum v-a dat? Și a spus, Sfinte Nicolae, așa că mă pregine și pe nepoțelul meu.
Și în finalul răspund cum am creștinat eu 2 engleși acum 3 ani. Și în engleși engleși, oameni inteligenți, oameni mea, dar așa era din aia, luați de pe internet. Acă, visiting Romania. Să aveți și voi și curs și băgați în dămâniță. Nu, asta o apă, știi? Eu am vorbit la Parlamentul European acum 2 ani și mai bine vorbeam la Aquarium din Constanța. Era toți, deci în curs. Și eram cu Ștefan Popa Popas, care era caricaturi, se făcea caricaturi și totul e genial. De ce? Că Dumnezeu a făcut caricaturi pe ce știu mai făcut altă. Era de coadă, nu? N-am de foarte sensibile cu ce se întâlnesc. Băi, de unde ce-au fost ei tocați de comunism, a stat ei? Eu când strigam ulei la mine în bloc, toți se zic, ulei! Avea, poți să zic, ulei în mișcărire. La reflexă, la mine, la 3 noapte, a venit un vătrâni și m-a speriat, că de ce? A venit Florica. Florica era mașina cu cuii congelați. Și la 9 am văzut o coadă întreagă de vătrâni congelați, care încă se dau la coadă, dar erau congelați. Au trecut ei din geantul meu și cum? Și atunci, lucrurile ăștia erau din ăștia, scoși plinte de cum, așa. Și zicea, would you like to see an Orthodox church? Și Dumnezeu mi-a zis, Părighiai, follow me. Domnul și-a ajutat în fața Sfânta Cruce, că sunt aici, în fața Sfântului Dumnezeu și-a Părighiai. Era postul Paștelui. Și când au văzut ăia, că era, cum să zic, tipsită, era și tăi și-a văzut masă. Nu le-a venit să credă, că dacă au făcut bani. De sute de ani nu știau cum zic, cum atâta lume biserică. Ei săraci când au trecut și o soție așa, la 70 de ani, ei nu și-au dat seama că stânga și dreapta era divizia pantă de bani. Hai la greu. Domnul Buzi și nu știu dacă te-ai lăsat cu așa se facă. Că ne dau un mail în continuu. Fac și era CIA, KGB, Mossad, tot. Plus că a făcut RMN-ul, EKG-ul, tot. Uite, uite ce popor. Tot, ăia când au trecut, erau numai oasă. S-au pus în adevărat, dragă, prea și curmele astea. Oia inconștienți au intrat, nu știau că alea l-au tocat, că sunt baticuri, intrăgeau. Dom'le, și la un moment dat, era trecerea pe sumasă, vă dați seama ce ori făceau ăștia, când au văzut o doamnă că se facă pe sumasă cu o floare, în tână, așa, și au zis, what is about? Și nu puteam să-i explic teologii, și am zis, eu dau pe limba lui, zic, noi de aici mergem tot la restaurant și ne antrenăm înainte. Deci, impression, it's amazing. It's curious. It's fantastic, amazing. Doamne, și-am auzit o voce în cap al Dumnezeu, o să zic așa că a fost curi la biserică și dar să nu negă așa. Nu ce zice? Bă, am venit cu Dumnezeu ca altă, dar să vă zic. Curic de treabă, și-a venit una acată de atât. Mergeam, și tocuri care cu roșu și cu verde. Îmi spunea când se apune și când se depărtează. Botoxată toată neagră. Și îmi face riduri pe cap, la toate noi. Și ponată, scârția tot. Dar când se poate, scârția până la cap. Uia, fiți atât. Fiară, domnule, animal talent. Pavel au rămas între minte, englezii n-au mai nici casă. Era Animal Planet, așa. Focul inflat, așa. Și asta a scos o voce din ea de MTV. Părinte, poți să intru și eu pe sumasă? Ce-am eu aici, e lung. I-a dat o părintiță de sumasă. Fără chită specială, ce face, nu știu ce trebuie. Doamne, și când s-a întors aia, s-a băgat pe sumasă, părintele i-a rămas căzei în țana aia. Deci, gravitația s-a dus. S-a dus gravitația. La pape a plecat baticul, jupul pe o parte, și englezii în cor au zis, oh my God! Iar eu, plin de mândrie, am zis, la noi și curvele sunt ortodoxe. Vă mulțumesc din suflet să vă iubesc!